Doamnelor și domnilor, vă spunem la mulți ani, cu sănătate, cu fericire, cu bucurie. Iată, suntem în 2022 și ne-am adunat aici la Rămășa pe Folclor să-i spunem la mulți ani lui Ioan Chirilă, să le spunem la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Ion sau Ioana. La mulți ani, artist drag, la mulți ani, om minunat, la mulți ani, realizator de excepție. Câte laude, dar e bine să înceapă anul și cu aceste laude. Mulțumesc frumos, la mulți ani și ție și celor care sunt în spatele camerelor și Denisei, întregii echipe de la Etno, la mulți ani telespectatorilor să ne urmărească tot anul, așa cum a fost și în anul trecut. Bineînțeles, salutări și sănătate familiei mele și tuturor celor care sunt aici în platou. Iată, la ceas de sărbătoare, Ioan Chirilă este înconjurat de artiști dragi. Îi avem pe artiștii de peste Prut, le avem pe ediție surorile internațională. Da, pe surorile Osoianu. Îl avem aici pe Gheorghiță Rotaru din Moldova, o avem pe Corina Dragomir din Muntenia. Mă uit către dreapta mea și avem pe doamna doctor Elena Marin Manda. O avem pe doamna Maria Stănescu, pe Daniela Bărbuceanu și pe doamna Angela Săftoiu. Colaborator minunați ai televiziunii Etno. Sunt colaboratorii noștri și încă o dată pentru toți artiștii, pentru toți telespectatorii, gândurile noastre de sănătate, de fericire, tot ce este mai bun pentru dumneavoastră, oameni extraordinari. Aș vrea să dăm drumul la petrecere, pentru că vorba multă e sărăcia omului. Și oamenii vor să petreacă. Păi sigur că da, este sărbătoare, este Sfântul Ion, este bucurie în casele tuturor românilor. Doamnelor și domnilor, ne cântă Ioan Chirilă și invitații din această seară. Hai mânuță, și-am jucat, măi mândruliță dragă, și cu drag eu te purtam, măi mândră. Zii, mă! Jocul nostru-i bătrânesc, mai cuțul cuța noastră, să pornesc mândruță. Iac așa, cuțul cuța, cum să joacă, cuțul cuța mea. Și lui tata-m eu să-i placă, cuțul cuța mea. Cuțul dar după scripcuță, cuțul cuța mea. Dar să joc cu a mea-n mândruță, cuțul cuța mea. Hai, hai, trec, hai zici că-i uscată, măi, buța-n ei, măi. Eu joc în dracă, mi-e dragă, măi, buța. Sunt un of, mândruță dragă, parcă-i puișor de curcă-n of, of. Ții, mă! Parcă-i puișor de curcă-n of, mândruță dragă, pe ochii-n camer să urcă, măi, măi. Ia-c așa, eu cuțul ca știu să joc, cuțul cuța mea. Și pe mândra ghindă port, mai mândrulița mea. Eu joc mândra până-n vață, cuțul cuța mea. Să o strâng tari în brață, mândrulița mea. Știu să joc, da, cuțul cuța mea. Și pe mândra ghină o port, da, cuțul cuța mea. Eu joc mândra până-n vață, o strâng tare în brață. Hai mândruță și-o-mi juca, măi mândruliță dragă, pe toată te saluta, măi mândră. Ții, mă! Că mă doare rochișorul, of, mândruță dragă, așa mi-o treci și de dorul mândră. Cuțul ca ghine, mândrulița mea. Îi toată mi s-a ruta, mândrulița mea. Altă fată noi ca ta, mai mândrulița mea. Hai, hai, joacă mândra, parte-i pană, cuțul cuța mea. Nu știu cum mor și la toamnă, cuțul cuța mea. După nântă și mai gine, cuțul cuța mea. O să joace, dar cu mine, cuțul cuța mea.
Ioan Chirilă ne-a adus o huțulcă din zona dumnealui, un cântec antrenant, un cântec care sunt convins că a ajuns la sufletele tuturor telespectatorilor. Dar din Moldova facem un mic pas și ajungem în Muntenia. Ajungem prin Dâmbovița, ajungem la Moreni, acasă la Corina Dragomir, la artista noastră dragă, artista cu vocea de aur, dacă vreți, și spun că are o voce de aur pentru că întotdeauna Corina Dragomir interpretează extraordinar de bine și de frumos și romanța și cântecul popular și știți dumneavoastră că este o artistă cu ștate vechi în lumea muzicii populare românești. Mulți ani a fost slujitoarea ansamblului artistii profesioniști Ciocârlia din București. Despre Corina Dragomir se pot spune foarte multe lucruri frumoase. Întotdeauna Corina Dragomir se prezintă extraordinar de bine în fața dumneavoastră. Sărut mâna, bună seara, Corina! Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet, dragă Georgel, pentru frumoasa ta prezentare. Nu te dezici, ca întotdeauna cuvinte atât de frumoase și atât de bine meșteșugite, care ne emoționează pe toți și ne obligă, ca în emisiunea ta, chiar să venim cu lucruri frumoase, cu lucruri deosebite și cu ceea ce ne reprezintă pe noi cel mai bine, cântecul popular autentic, neauș, de acolo, de la... de unde venim fiecare dintre noi. Mulțumim frumos! Vă mulțumim. Iată că astă seară Ioan Chirilă ne reunește aici, numai că el nu spune chiar toate cele. De sâmbătă, de la emisiune, ce ai făcut? Ne-ai dus acasă pe rând așa, ne-ai omenit, ne-ai cinstit, ne-ai... ai făcut în așa fel încât pe cei care... Pe mine una nu a zis că eu stau la aici în București și că, mă rog... N-are cum să mă cazeze. Dar te cinstește în această seară. Dar pe cei seară. Care au fost din, care nu-s din București, i-a găzduit bine mersi. Deci el petrece de 3 zile păi măi, așa Corina, în continuu. Corina, tu ești aici, ești în București, ai unde stai. Tu ai ce să mănânci, ai ce să bei, du-te acasă, ai unde să dormi, gata, du-te acasă că ne vedem luni. Mulțumesc frumos, dragul meu, lăsând gluma la o parte. Asta a fost așa, ca să văd cum reacționează, că... Să fac, la, domnul Chirilă, vreau să vă luați un microfon de acolo. Dragă, așa, să vă luați un microfon, că aveți. Acum să vorbești tu, nu sunt și pe post de stativ. Ei, vreau să spun așa că Ioan Chirilă, pe lângă calitățile sale artistice, incontestabile, este un om minunat, un coleg excepțional, de o bunătate, de o omenie. Un om... Nu mă fă să plâng acum, lasă, știu. Cum să plângi, dragă? Uite, așa te emoționezi tu la 4-6 de ani, așa emoții ai tu? Da. Vai de mine! Ioan Chirilă este un artist sensibil, este un om cu o inimă de aur. Este și un nu coleg numai minunat. Dumneavoastră îl apreciați și eu îl apreciez și colegii mei, pentru că v-am spus, Ioan Chirilă, dincolo de cântec, poate fi și un bun părinte pentru mai mulți interpreți, fie ei mai tineri și chiar și cu mai multă experiență. Chiar și pentru Corina poți să fii un părinte foarte bun. Mulțumesc, tăticule! Mulțumesc. Așa, avem... tata și fica în această seară. Dar tot în această seară avem, doamnelor și domnilor, voci extraordinare. Avem oameni care de fiecare dată au adus pentru dumneavoastră frumusețea folclorului românesc. Sunt pentru mine, nu știu, o mare, mare bucurie aceste doamne ale muzicii populare. Sunt surorile Osoianu, sunt surorile care de fiecare dată, doamnelor și domnilor, au reușit prin mesajul cântecelor să ne sensibilizeze, dacă vreți, sufletul și inima. Eu am colaborat cu surorile Osoianu și la alte posturi de televiziune, am făcut mai multe filmări, dar mă bucur din toată inima mea, pentru că, iată, au bătut cale lungă să vină în această seară și să vă dăruiască frumusețea cântecului popular. Sărut mâna, doamne frumoase și talentate! Bună ziua și bine v-am găsit! Să știți că ne bucurăm foarte mult să fim astăzi alături de dumneavoastră, mai ales alături de domnul Ioan Chirilă. Venim și noi cu cele mai sincere mulțumesc felicitări. Mulțumesc că ați venit, sărumână. Să aveți cât mai multe cântece frumoase, cât mai mulți artiști alături de dumneavoastră. Și a venit astăzi cu cele mai frumoase melodii. Cu cele mai frumoase melodii ați venit în această seară, dar ați venit și cu surorile dumneavoastră și aș vrea să se prezinte fiecare pentru publicul nostru. Romela. Doamna Romela. Mie îmi zice Iulia. Doamna Iulia. Maria. Maria. Valentina, îmi zice. Valentina. Și Ileana. Și Ileana. Care este cea mai mică, care este cea mai mare? Eu sunt cea mai mare și
Și eu sunt cea mai mică. Cea mai mică. Locuiți la Chișinău, da? Eu v-am văzut și în emisiunile televiziunilor de aici din România, dar v-am văzut și la multe emisiuni ale televiziunilor de acolo din Chișinău și nu numai. Să știți că eu mi-am dorit de foarte mult vreme să fiți aici în emisiunile noastre și uite că Dumnezeu mi-a îndeplinit, dacă vreți, acest vis prin bunavoință a domnului Ioan Chirilă. Vreau să vă doresc din tot sufletul meu multă sănătate, că e mai bună decât toate. Domnul Chirilă are de spus ceva, văd. Da, aș vrea să le mulțumesc pentru că au bătut atâta drum să vină la această emisiune și vreau să vă spun că am colaborat cu zeci, poate cu, nu cu sute, dar cu zeci de artiști de-a lungul anilor, dar un asemenea profesionalism și asemenea corectitudine, cum am întâlnit la domnul Iurie, care este probabil impresarul dumneavoastră, da? N-am întâlnit. Deci punctuali, corect, serioși. Mulțumesc din suflet. Dar am văzut că majoritatea din Basarabia au această disciplină și sunt așa. Sunt artiști, ca la carte, sunt profesioniști, le mulțumesc și învățăm din toate astea. Deci chiar ne-a dat o lecție. Vă mulțumim și noi pentru invitație și ne bucurăm foarte mult că suntem astăzi aici alături de dumneavoastră. Noi vă mai așteptăm, să știți, când aveți prin București, dați un semn, pentru că porțile emisiunii noastre păi vă sunt deschise. Au stat o săptămână, Georgel, cât să mai stea? Că au și ei acasă. Păi bun, peste 3-4 săptămâni mă gândesc că vor mai veni. Dar următoarea artistă, doamnelor și domnilor, de profesie este medic, să știți. Cântecul i-a rămas cel mai bun prieten. Cântecul popular este leac, dacă vreți, pentru sufletul omului. Doamna doctor Elena Marin Man vine în această seară cu un repertoriu special. De fiecare dată, doamna Elena Marin Manda ne-a adus cântec nealterat, cântec tradițional, cântec frumos. O știu și pe doamna Elena Marin Manda din multe emisiuni, pentru că am colaborat de multă vreme și mă bucur că o revăd în această seară pe doamna doctor Elena Marin Manda. Sărut mâna! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare! Mulțumesc lui Ioan Chirilă că nu mă uită niciodată. Cu greu ajung pentru că activitatea mă lasă mai puțin, am mai puțină libertate, dar mă bucur foarte mult că reușesc să ofer și lui această bucurie a cântecului popular ilfovean în emisiunile pe care el le realizează. Ion, îți doresc să fii sănătos, tu și familia ta și nepotul, da, pe care eu l-am sărutat pe dinți după imaginea pe care mi-a trimis-o. Și doresc să fie sănătos și multă, multă sănătate. Și eu îți mulțumesc, Elena, pentru prietenia ta. Elena Marin este o valoare deosebită a folclorului și păcat că telespectatorii, iubitorii de folclor, nu au avut plăcerea și bucuria să o asculte mai des, pentru că, într-adevăr, aduce un repertoriu unic. Și aduce un repertoriu frumos și să prezintă. Și în afară de asta vreau să-i mulțumesc pentru că a venit cu o plăcintă cu iaurt. Păi asta vreau să spun, că doamna Elena Marin Manda, dincolo de cântecul popular, dincolo de profesia dumneei de medic stomatolog, este și o bună gospodină. O bucătăreasă excepțională, să știți. Ne-a adus o plăcintă. Domnul Chirilă, aș vrea să mergem acolo lângă plăcinta aia puțin să le arătăm și telespectatorilor. Poate Elena, ca să explice. Și să ne spună, doamna doctor, cu ce este făcută. Este o plăcintă cu iaurt. Care îmi place mie. Da, care îi place lui Chirilă foarte mult. Din păcate, nu pot să vă dau rețeta. Vreau să vă spun că eu 10 ani. 10 ani am copt aluat până am ajuns la această rețetă de plăcintă. Dar de fiecare dată nu mai rămâne nimic în farfurie și asta mă bucură foarte mult. Și de mult. Ce nu ne puteți da și nouă rețeta? Nu pot, este... A, este înscrisă la OSIM, da? Aveți drepturile de autor. Am înțeles. Păi eu iau plăcinta asta că este masa prea încărcată, nu vreau ceva, da? Da, că, da? Da, și, vă rog. Și gust și vedem, vă rog, da? Vă rog. Să știți, nu iau pentru mine, iau pentru colegii din regie. Da. Cu ei am eu probleme. Testați. Când veniți cu, cu o astfel de... Am să vin și la emisiunea următoare cu altă plăcintă cu gutui. Și voi veni cu această plăcintă cu gutui și cu sirop din fructe de soc, pentru că vreau să vă spun că eu am o casă, o micuță casă de vacanță în Argeș și acolo am pomi soci și am adunat fructele și am făcut dulceață și sirop și voi veni cu această plăcintă cu gutui și nuci și cu suc de soc. Noi am promis, e pregătit. Cu toate e pregătit. Bunătăți și cu cântecele dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, pentru publicul nostru minunat, cântece frumoase, Corina Dragomir, surorile Osoianu și mai apoi doamna doctor și interpret Elena Marin Manda.
Să fie drag,
Rămășa pe folclor, o ediție de colecție, dacă vreți, doamnelor și domnilor, pentru că vedeți și dumneavoastră, cei de acasă, în această seară avem adevărate voci ale cântecului popular românesc. Îi mulțumim încă o dată domnului Ioan Chirilă pentru că ne-a ales pe noi, pe cei de la Rămășa pe folclor. Ne-a ales să-i spunem la mulți ani și ne-a ales să le oferim celor de acasă bucuria asta a cântecului popular, bucurie pe care ne-o aduc artiștii din această seară. La bucuria noastră vine o altă interpretă dragă a cântecului argeșan. O artistă care a rămas fidelă satului, a rămas fidelă cântecului tradițional, a rămas fidelă cântecului care a consacrat-o. O artistă care a realizat multe înregistrări în radio, în televiziune, în Electrecord. Este o adevărată argeșancă care știe să se prezinte în fața dumneavoastră. O doamnă a muzicii populare muntenești, doamnelor și domnilor. Și vreau să vă mai spun că vine întotdeauna îmbrăcată în aceste emisiuni ale noastre în costume de mare sărbătoare. Iată, o altă artistă care niciodată nu a făcut rabat de la calitatea cântecului popular. Doamna Maria Stănescu. Sărut mâna, bună seara! Bună seara și permite-mi, Georgele, să mă ridic în picioare pentru că acest coleg drag, acest interpret, acest organizator de spectacole, noi o grupă așa încercăm să stăm lângă el pentru că trăim în București, norocul nostru este că e mare lucru totuși și fiecare avem zonele noastre, dar trăim în București, îi doresc sănătate la mulți ani, să trăiască familia, să fii sănătos, să ai putere. Dumneavoastră televiziunii și ție, Georgele, și regiei și doamnei de Denisa. La Denisa, producător, tuturor, noi aici ne simțim atât de bine și de-abia așteptăm, sunt convinsă că și fetele de la Moldova la fel au așteptat să vină la Enno. Este Enno, este... Pentru că este casa artiștilor. Aici noi ne simțim foarte bine alături de dumneavoastră și așa cum spune și dumneavoastră, vă simțiți bine alături de noi. Vreau să dăm Mâchirila, hai că vă las bucuria asta să ziceți pentru fiecare două vorbe. Da, da, pentru că Monica Stănescu este într-adevăr un om apropiat sufletului meu și nu numai al meu, ci și al familiei, al Paulei. Ne știm de ani și ani de zile și vreau să vă spun că spre deosebire de alții, deci Monica chiar nu m-a decepționat niciodată. Și ca Maria, om, și, ca artist, și Maria, că zi așa. Și Maria. Noi spunem, doamne, ca să înțelegeți dumneavoastră, da, oameni buni, da, de acasă. Da. Noi spunem doamnei Maria Stănescu și Monica. Da. Dar singura Maria... rugăminte este, vă mulțumesc că ați venit din tot sufletul. Nu mai mă lăudați atât, nu mai vorbim atât, haideți să... Lasă că e bună și vorba, mai ales pentru mine, că eu de-aia sunt plătit aici, domnule Chirilă. Sunt plătit să le spun oamenilor ceea ce ați făcut dumneavoastră și cum sunteți dumneavoastră. Oamenii vă știu, dar vreau să le spun prietenilor noștri telespectatori că următoarea artistă are glas de privighetoare. În glasul dumneei găsești toate dorurile, toate bucuriile. Este o artistă pe care eu am văzut-o pentru prima dată în emisiunile Tezaur Folcloric, emisiunile televiziunii române, în acea emisiune realizată de regretata Marioara Murărescu. Ne aduce de acolo, din mehedințul dumneiei, cântece adevărate. Și mai știți dumneavoastră că Dumnezeu a creat cele trei minuni ale lumii, podul lui Dumnezeu, peștera Ponoarele sau pădurea de Liliac. Ei bine, de pe aceste meleaguri, din această vatră folclorică a mehedințului, doamna Angela Săftoiu ne aduce cele mai frumoase cântece. Iată românca care nu a alergat după un succes ieftin și a dorit și își dorește întotdeauna să se prezinte în fața dumneavoastră cu lucruri de calitate. Nu a renunțat nici la costumul popular. Nu vine în costume stilizate, dacă vreți. Vine în acele costume din lăzile de zestre ale bunicilor noștri. Sărut mâna, doamna Angela Săftoiu. Mă bucur că suntem împreună. Bună seara și mulțumesc frumos pentru vorbele frumoase spuse despre mine și despre zona mea, eu făcând parte din zona de deal a Mehedințului. Dar portul la noi e la fel. Și eu la mine acum sunt îmbrăcată într-un port de toamnă-iarnă, adică mai mult toamnă, pentru că la noi vara noi purtăm fâstice, cum se spune la noi, unul în spate și unul în față așa, și toamna și iarna suntem îmbrăcate așa, mai
mai groșcior, mai, să nu ne fie frig. Înfășurate, cu acest da. Vâlnic, să zic, da? Da, așa este. Mă bucur că sunteți alături de fratele și dumneavoastră. Și eu îi mulțumesc mult lui fratele meu, el e fratele meu mai mic, că eu sunt mai mare ca el, Chirilă, că m-a invitat și pe mine și alături de colegele dragi, care noi avem așa un fel de clan. Știți? Și din când în când mai vin fete, cum sunt fetele care au venit acum, și sper să ne mai vedem și cu ele, că sunt excepționale. Sperăm să ne vedem cu bine aici la Rămășag pe Folclor, dar iată că ne revedem cu bine și cu următorul artist ce vine de pe meleaguri moldovene. Un tată fericit, un artist care a făcut multe, multe înregistrări cu mai multe orchestre din țară și cu mulți dirijori. Gheorghiță Rotaru este prietenul nostru minunat. Este un artist care are coloană vertebrală, dacă vreți, doamnelor și domnilor, are personalitate. Și de ce spun acest lucru? Spun pentru că el nu a preluat din cântecele altor artiști. Are un repertoriu al lui. Are cântece pe care le-a trecut prin filtrul sufletului și iată vine în această seară să vi le ofere dumneavoastră, prietenii noștri telespectatori. Mă bucur că îl revăd pe prietenul meu și pe prietenul dumneavoastră, Gheorghiță Rotaru. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Să știi, că, Georgel, că mă onorează invitația din această seară. Mulțumesc domnului Chirilă, pentru faptul că s-a gândit la mine și zic eu că de aici poate se va lega și o prietenie între noi, pentru că noi, într-adevăr, nu am colaborat, ne-am întâlnit de foarte multe ori în multe emisiuni, dar iată că trebuia să se întâmple într-o zi și s-a întâmplat astăzi, de ziua dumnealui, la mulți ani, multă sănătate, Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, familia și pe toți cei dragi și pe toți prietenii și pe cei de aici care suntem prezenți în platou în această seară și bineînțeles pe cei care ne filmează și ne prezintă atât de frumos, așa cum a face Georgel de fiecare. Da, și eu vreau să-i mulțumesc lui Gheorghiță pentru că a pătut atâta drum și a venit la această sărbătoare a sufletului meu. Este foarte profesionist, ca să spun așa, deci dacă a promis, a ținut de cuvânt și aviz amatorilor, pentru că acum am refăcut listele și Gheorghiță este cap de listă. Păi, domnul Chirilă, iertați-mă, cei care spun că vin și după aia nu mai vine, aia nu mai sunt prieteni. Am avut destule probleme, dar sunt fericit pentru că aici sunt numai super valori ale folclorului. Aș vrea să-i mulțumesc și Angelei Săftoiu, n-am apucat să spun două, trei vorbe. Este un om deosebit, o voce excepțională și sper ca cei de acasă să aprecieze această emisiune care, cum ai spus tu, cred că este de colecție. Adică numai voci deosebite, repertoriu deosebit și zone așa, complementare, dar atât de diferite totuși. Așa este, așa este. Ați adus interpreți din mai multe zone folclorice ale țării. Următoarea artistă are o voce bine timbrată, o voce catifelată. Este o artistă care în urmă cu mai mulți ani mergea pe la festivalurile de folclor, dar să știți că întotdeauna obținea mari premii și era în fruntea clasamentului. O artistă care s-a străduit să aducă pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cântecul de calitate. Este dincolo de cântecul popular, o artistă frumoasă și la chip și la suflet. Mă bucur de fiecare dată când o revăd pe prietena mea minunată, pe Daniela Bărbuceanu, reprezentanta cântecului muntenesc, cântecului argeșan. Bine ai venit, sărut mâna! Mulțumesc frumos și acum încerc să nu am emoții, pentru că așa mi-ai făcut o prezentare de frumoasă că m-am emoționat. Vreau să spun că am venit cu tot dragul și cu tot respectul, iar aici în platou deja m-am încărcat cu atâta energie pozitivă de la doamnele care au venit aici și le văd pentru prima dată și sunt superbe. De la colegii mei mai vechi de cântec, pe care eu îi iubesc și de fiecare dată când pășesc cu picioarele pe aceeași scenă cu dumnealor, pentru mine este o mare onoare. Am venit cu toată dragostea să-i spun domnului Chirilă la mulți ani. Să fiți sănătos, să vă dea Dumnezeu ani mulți și să ne strângeți în fiecare an de ziua dumneavoastră. La anul venim iar. Da. Și nu numai de ziua dumnealui, pentru că domnul Chirilă organizează și de Sfântul Ion. Iar dumneavoastră celor de aici de la Etno TV, multă sănătate și viață lungă, Doamne, și să vă țină Dumnezeu sănătos, să ne întâlnim de fiecare dată cu drag. Să fim sănătoși. Mulțumesc frumos, Daniela. Daniela este un om chiar deosebit și un glas deosebit, ca de altfel fiecare dintre invitații din seara asta. Dar și tu crezi că eu n-am energie pozitivă, măi? De mine n-ai zis nici de energie pozitivă. Tocmai că v-am lăsat la urmă să vă spun că vă mulțumesc din tot sufletul, pentru că m-ați invitat într-o așa formulă.
Eu vă mulțumesc. Mă simt onorată și binecuvântată de bunul Dumnezeu. Și noi ne simțim foarte bine când avem artiști frumoși și talentați. Să știți că se uită în aceste momente la noi și doamna Sofica Cărbunaru și o salut. Îi mulțumesc pentru vestimentația din această seară. Îi mulțumesc și domnului Nicu Rotaru și îmi spune doamna Sofica Cărbunaru printr-un mesaj că o așteaptă pe doamna Angela Săftoiu la o țuiculiță de asta de drăgășani, adusă de mine, adică cântece pentru cei de acasă.
S-a dus domnul Chirile lângă Daniela, s-a dus așa, să o ia prin surprindere. Dar prin surprindere îl luăm și noi pe domnul Ioan Chirile, pentru că am să merg aici, lângă dânsul. Vă rog să vă adunați, vreau să-i mai cântăm încă o dată la mulți ani domnului Chirile, pentru că încheiem, iată, seria asta a emisiunilor. Haideți, fetele, cu la mulți ani pentru domnul Ioan Chirile! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. Happy birthday to you. Mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți Chirile să trăiască, Chirile să trăiască, la mulți ani. Ioan, să trăiască, Ioan Chirile să trăiască. Pe lume să o înveselească. La mulți ani, dați-mi un microfon, vă rog. Dați-mi paharul, unde-i paharul? Unde-i paharul? Dați-mi paharul. Domnul Chirile, vă simțiți bine, da? Da, sper că și voi. Mulțumesc că ați venit. Fiți atent, puneți-vă o dorință. Trăiască Chișinău. Vă puneți o dorință și noi strigăm cu toții, da? Să vi se îndeplinească. Hai, 1, 2, 3. V-ați spus dorința? Da. Să vi se îndeplinească! Domnul Chirile, încă o dată la mulți ani, vă rog. Mulțumesc frumos! Să știți că eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră pentru emisiunile noastre. Sunteți unul dintre cei mai dragi colaboratori ai emisiunii Rămășagă pe Folclor. Să vă țină Dumnezeu năravul, să ne vedem cu bine, pentru că, iată, cântecul popular este cel care reușește să aducă un strop de bucurie în sufletul omului. Și dumneavoastră, prin invitații dumneavoastră, faceți aceste lucruri. Eu spun că sunt obiectiv, nu? Deci toți cei care au venit sunt valori. Trebuie promovate. Și te rog să mă ajut și pe mine, și tu, și doamna Denisa, noi și toți cei de aici, cu drag, pentru să-i că promovăm, pentru dragi. Că merită cu adevărat. Sunt oricum, oamenii, eu zic că îi cunosc pe prietenii noștri, dar au nevoie așa să le mai împrospătăm. Din când în când. Da. Ia auzi. Să ce, doamne? Să vadă că mai trăim. Să vadă că mai trăim. Păi trăiți bine, doamna Angela, că aveți păhărelul. Se vede că sunteți... Sunteți bine, bine aranjată. Dar noi îi aranjăm pe prietenii de acasă cu cântecele invitaților noștri, doamnelor și domnilor, Ioan Chirile și interpreții din această seară. La mulți ani! Mărioară, de-ai venit de seară, să dăm vremea înapoi.
picioară ca o dinioară și mi-e sufletul întristat. Pe la porți lăcate numai vântul bate, nu găsești pătrân la sfat. Merg pe ulicioară ca o dinioară și mi-e sufletul întristat. Pe la porți lăcate numai vântul bate, nu găsești pătrân la sfat. Dragă mărioară, de-ai venit de seară, să dăm vremea înapoi. Dragă mărioară, de-ai venit de seară, ca să fim numai noi doi. Fără tine gânduri, amintiri mă pasă, despre tot ce e pe acasă. Am să duc cu mine până am să mor tinerețea și-altă dor. Fără tine gânduri, amintiri mă pasă, despre tot ce e pe acasă. Am să duc cu mine până am să mor tinerețea și-altă dor. Dragă mărioară, de-ai venit de seară, să dăm vremea înapoi. Dragă mărioară, de-ai venit de seară, ca să fim numai noi doi. Dragă mărioară, de-ai venit de seară, să dăm vremea înapoi. Dragă mărioară, de-ai venit de seară, ca să fim numai noi doi. Thank you.
să te întorci în satul tău, că sunt bolnavă și bătrână. Și-am să te aștept mereu, mereu. Și cu mine că s-o strâns atâta lume, că s-o strâns atâta lume. Haideți măi băieți, cine vrea să șeie fata, dacă nu joace cu alta, dar să-mi vârtă din roata. Haide roată măi, cine vrea să șeie fata, dacă nu joace cu alta, dar să-mi vârtă din roata. Haide roată măi. Hai, hai, hai bărbați și însurați, dar și mai mici și mai înalți, deșurați și îndesați, hai cu minități. După mine măi fișor, 250 de ori, zi măi. Și bine nu e altul sat ca mine, nici când sate live și nu. Hai dați mai băieți, hai elițe după mine, că aici nu te-n vârte nimeni și te uiți așa la mine. Hai da roată măi, hai elițe după mine, că te-o purta tare bine, nu mai faci și de rușine. Hai da roată măi. Hei, hei, roata asta să jucăm, dar chișorul să-l mai purtăm. La voi e bună să fășăm, hai cu minutăți. Și stai lele și-am buzată, o tom pus vaca boiată. Hai și mișcă-te la joc și îndreaptă-te de mijloc. Hai putăță, hai da, hai da să jucăm. N-am venit aici să stăm, ca să nu ne chedicăm. Hai da-ți noi băieți, brava la mutar avem. Dar din mic între noi jucăm, dar dacă nu știm ne învățăm. Dar hai da roată măi, ia mai zi o-l vorodincă. Rău mă doare la ochincă, să joc a mea mândrulică. Hai da roată măi, hai, hai. Uite cum mai sare și pilagă în italiană. Tătă ziua ai sărbătoare, hai cu minități. Și pilagă și pipoat, nu se încurcă la jucar, mă! Hei, 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 hei! Vai din mine, din mine, nici tu mâine cum nășii. Tot patrop și ia castrii, hai dați mai baieți. Că eu când aud că-i jocta, uite așa mă, e cu foc. Dar și m-am văd până m-a sufoc, hai de roată măi. Vine iarna, n-am ca și uda, vine că am frizură și joc roata-n batatură, hai de roată măi. Hai, hai, frunze verde le-am fost și dacă tari ne-am învârtit. Și vine, ne-am fi trecut, hai cu minități. Că vine, ne-am fi trecut, jocul nostru s-o gătit, ha, și nu-i mașă.
Asta-i de leață-n
Doamnelor și domnilor, noi în această seară am avut drag pentru dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată pentru că ne așezați în topul audiențelor. Apreciați ce facem noi aici la Etno TV. Din păcate, tot ce e frumos se termină repede. Ediția din această seară a emisiunii noastre Rămășa pe Folclor se apropie cu pași repezi de final. La mulți ani încă o dată, domnule Ioan Chirilă, la mulți ani tuturor sărbătoriților, la mulți ani tuturor telespectatorilor, le mulțumesc și artiștilor din această seară. Toate gândurile mele de bine pentru dumneavoastră și pentru cei de acasă. Să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Vreau și eu să vă mulțumesc că ați venit nu numai în această seară, ci de vreo săptămână așa umblăm. Încă o dată le mulțumesc tuturor artiștilor din această seară, le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, dar le mulțumesc și colegilor din regia de emisie. La final ne cântă Ioan Chirilă, seară bună! Și o jertfă.